Bună ziua, Doamne ajută! Ești dubios și mă urmărești? Voiam să te întreb ce mai faci. Frate, ce ciudat ești. Lasă-mă! N-auzi, lasă-mă în pace! Ce-i? Fraier mai ești. Tu ce vrei? Să fii prietena mea. Nu. Ok. Nu poți să-mi spui asta. Nu vreau să fii prietena mea. Nu, Aaron, adică nu poți să mă întrebi direct. De ce? I don't know, așa e. Hai, vino din nou și, nu știu, spune-mi să ieși mânăraș or something. Laura! Ce-i? Mă întrebam dacă vrea să ieși în rachie sau sau. Da? Ce se face? Vedem un film. Ce film? Vedem ce e acolo. Să fim spontani. Ceva. Nu eu am insistat să amânăm asta când s-a adus cu băiatul. Că vai, suferă Aaron. Haide. Da, 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 se întâmplă asta. Că acum că o facem la 13 ani, trebuie să suferă mai puțin. Demetri, te fac să înțeleg. Ce să înțeleg? Ce să înțeleg? Ce să înțeleg? Că fiind eu, nu o să aibă și eu un sentiment de apartenență? Hm? Că o să fie un exclus toată viața? Nu, că ochii nu-i de chiar asta să înțeleg. Hai, Aaron, ce faci? Ascultam niște muzică. Ah, bine, atunci las că venim mai târziu, da? Mai târziu, da. Dar ce ți-a dat bunica tu de ascultat? Ai ascultat? O să ascult. N-am ce problemă, nu te grăbi, că e... Pui mâine. Dom'le, Aaron, ești atât de delăsător. Andreea, nu despre asta ne discutăm acum. Aaron, Aaron, știi că noi sâmbătă trebuie să mergem la sinagogă pentru că tu faci 13 ani, nu? Da. Bun. Și noi am mai discutat despre ce o să se întâmple acolo, nu? Da. Am discutat, vezi? Deci s-a vorbit asta. Da. Doar că, cum să zic, mai e ceva. Mai e ceva ce o să se întâmple acolo, la sinagogă. Acum că o facem la 13 ani, crezi că suferă mai puțin? Hm? Ce se întâmplă, Pimiu? Nu o să aibă și un sentiment de apartenență? Hm? O să fie un exclus toată viața? Nu, că chinui degeaba asta să înțelegi.
Da, Gabi, nu trebuie să te sperie. E foarte simplu. E... trece repede. Foarte simplu. Trece repede. Trece repede. Ceva ce arunci, ești bine? Ți-ai învățat? Da. Da? Doar emoții. Păi haide să începem. Hai, scoate-ți jaca și așează-te aici. Ziceam să stăm mai în față totuși. Bine, hai mai în față. Scoate-ți jaca și așează-te mai în față. Bun, stai jos. Deci te duci acolo și zici ce ți-am dat de învățat, da? Da. Hai, du-te. N-avem la dispoziție toată noaptea. Să mai vină o dată. N-ai citit ce ți-am dat? Ba da. Păi atunci zi, mă, băiatule, zi! Baruch, Ata, Adonai... Haide să mai vină o dată. Coboară de acolo, vină încoace. Și mai du-te o dată. Hai. Uite, ți-am adus asta înapoi. Ce caută la tine? Ți-a scăpat ieri. Dar ce faci acolo până la urmă? Repetiție pentru bar mitzva. Ce e aia? E un ritual de trecere. O chestie pe care o fac toți copiii evrei. Mama spune că trebuie să o fac chiar dacă toată lumea nu este evreu, pentru că așa o să aparțin de ceva și n-o să umblă aerea prin viață fără să știu ce sunt. Și spune că în nădejdea lui n-o să fie nimic niciodată și că ar trebui să fie recunoscător lui bunica mea că e dispus să dea peste cap ca să-mi facă mie toate astea. Ți-au făcut și ție asta? Ce? Ți-au tăiat? Nu. Pe Wikipedia scrie că trebuie. O să o facă mâine. Cum pot să fac asta? Îmi doare? Nu. Oh, de unde știi? Așa a spus tata. Ai zis că e nu e bine. Păi știe de la bunica mea. Oh, îmi pare... E ok. E ceva ce trebuie făcut ca să devin bărbat. Și în 5 minute mă să mă întâlnesc cu un coleg ca să-mi dea ceva pentru la școală. Bine, dai grijă să nu întâlnesc. Trebuie să nu pierzi timpul, da? Nu pot să stau. Vreau să-ți dau asta de ziua ta. Nu e ziua mea. Știu, dar mâine tu ai treaba aia și eu oricum de. Unde? La munte, la bunici. N-a poftit. La mulți ani. Thank you.
Aron, vrei să te ajut? Nu, e în regulă. Ok. Să știi că o să fie bine, da? Uh-huh. Mama ta vrea doar să aparții de ceva. Știu asta deja. Da. Dragii mei, astăzi este o zi importantă pentru că astăzi comunitatea noastră se va mări cu încă un membru. Cui trebuie, mă, să iau sticlă cu apă. Hai, măi, tată, vorbește și tu frumos. Da, vorbesc mai frumos, că asta e problema, că vorbesc frumos. David, te rog, du-te, vezi ce face. Lasă că o să vină el. Aș vrea și eu două sticle de apă plată mici, dacă se poate. Viața e alegerea fiecăruia. Nu poți face nimic cu forța. Știu, dar știu. Dar ce faci? Nu merge. Cum nu merge? Apasă aici. Nu are răbdare. Un copil educat de ăsta. M-ai sunat? Da, da. Și? Vine. Când? Mâine seara.